Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. Față în față voi cu o anumită persoană. Veți avea, după cum urmează să vedeți, 4 alegeri de făcut. Câte o alegere, vă rog frumos, pentru fiecare persoană, pentru câte o persoană și vă rog frumos să verificați. Eu am verificat mai devreme, în legătură cu mine și o anumită persoană, mesajele au venit destul de corect. Destul de corect, zic destul, pentru că o să vedeți cum se va desfășura etalarea. Verificându-vă ce ați vrea voi să le spuneți, puteți să vedeți dacă energiile sunt din prezent sau în trecut. La mine personal, când am verificat acest duplex sau această convorbire între mine și o anumită persoană, mesajele care au venit referitor la mine se manifestaseră în trecut. Acum, voi va trebui să vedeți dacă mesajele care vin pe partea voastră sunt din trecut, din prezent și dacă nu vă reprezintă, să vedeți dacă cumva energiile se inversează. În cazul în care nici energiile nu se inversează, încercați eventual alt număr. Haideți să vedeți care sunt cele 4 variante, da? Am ales 4 flori. O floare albastră, un bleu, vedeți? Un bleu. O lalea roșie, un trandafir galben, foarte frumos. Și o floare de bumbac. Da? Vedeți, această albă e floare de bumbac. Deci, începe de aici. 1, 2, 3 și 4. Dar, vă pun să vedeți, de la distanță. Vă puneți pauză, vă alegeți. Eu, între timp, îmi așez camera corect. Așa mi-a venit. Și o să vedeți și ce seturi de cărți am ales pentru fiecare grup. Acum, să ne pregătesc cărțile. Începem cu numărul 1. Pentru numărul 1, că am văzut, da, ați văzut și voi, ați ales deja. Floarea este un bleu deschis, albastru foarte deschis. Am ales aceste de cărți albastru. Dar, dragii mei, floarea este din hârtie. Pentru că floarea, în general, reprezintă dragostea, este o dragoste spirituală, emoțională sau cu potențial spiritual, emoțional, dar care a fost falsată până acum. Se poate transforma, evident, lucrurile se pot transforma oricând, depinde de voința noastră. Și voința noastră trece peste, transformă, cum să zic, capacitățile noastre de manifestare. Ce vreau să spun exact cu transformă? Chiar dacă avem senzația că nu putem, în momentul în care ne dorim ceva, chiar reușim să facem. Asta vreau să spun. Deci această floare se poate transforma dacă vreți, dacă vreți voi, dacă vor ei, dacă vreți amândoi ar fi minunat. Acum, hai să vedem. Deci albastru la albastru. Emoțional, mental, spiritual. În mod special. Chiar dacă e vorba de dragoste, chiar dacă există ceva, sinceritate încă nemanifestată, pasiune încă nemanifestată sau nu suficient. Să începem cu voi. Ce ați vrea voi să le spuneți? Zece de cupe. Justiție. Apă, aer, mă special, pești, balanță sau pești, rac, scorpion. Balanță, mă special. Pentru unii dintre voi. Ce ați vrea să le spuneți? Nu facem prea multe ca să vă puteți verifica. Interesant. Și 5 de spade. La capătul setului de cărți, diavolul. Ce vreți voi să le spuneți? Că v-ați simțit foarte bine, preajma lor. Euforici. Ați crezut cândva că lucrurile se pot echilibra între voi, că puteți să fiți fericiți, că energia, emoțiile pe care le-ați simțit superbe inițial, s-au transformat într-un calvar. Din cauza triunghiurilor amoroase, poate, din cauza unor adicții ale unuia dintre voi, ale voastre sau ale lor. Poate că aveți a face cu cineva cu marcaj în balanță sau marcaj în alte semne de aer, gemeni, marcaj, nu musai zodie, gemeni, balanță, vărsător. Ați crezut că lucrurile se pot echilibra, că idealul vostru, fericirea pe care ați simțit-o amândoi, nu doar voi, pentru că aici sunt două persoane, da? Amândoi. Da?
va aduce într-un fel sau altul justiție divină în viața voastră și a lor. Se va face dreptate, se vor echilibra lucrurile. Așa ați crezut, așa credeți. Rămâne de văzut la ce timp manifestați aceste mesaje. Și totuși, interesant, în loc de justiție s-a manifestat jocuri mentale. Și din cauza acestor jocuri mentale, în subtil se simte o energie toxică. În subtil se simte o energie toxică, adictivă, contradictorie, plină de frică, de ego, falsă, cum am spus mai devreme, la această dragoste. Dragostea aceasta nu că nu există. A fost exprimată, da? S-a creat o falsitate, pentru că este o... Floare este o creație, da? Într-o formă sau alta. Este o creație umană în acest caz, creația umană a uneia dintre voi. Bănuiesc că acelui care a făcut jocurile mentale, bănuiesc că voi vreți să le spuneți că s-au jucat prea mult cu mintea, cu orgoliu, cu cuvintele, poate. Și nu s-a manifestat dreptate, ci dimpotrivă s-a manifestat karma. Poate că undeva voi mai sperați la o dreptate într-o formă sau alta. Rămâne de văzut. Voi știți mai bine ce nuanțe mai adăugați. Dar deocamdată am zis, este un test, o etalare test. Cam asta ați vrea voi să le spuneți. Dacă este ce vreți voi să le spuneți, bine, continuăm etalarea. Pentru unii, justiția poate să reprezintă o persoană căsătorită, da? Și voi să simțiți fericire în preajma lor și să le spuneți eventual, vezi, că tu trăiești o viață falsă, într-o căsnicie falsă, când de fapt tu poți să fii căsătorit cu altcineva, nu o să ai cu voi. Poate cu voi sau poate cu altcineva care îți aduce fericire. Așadar, caută dreptatea. Nu caută să manifesti adicții, relații karmice. Nesănătoase. Hai să vedem ce v-ar spune ei. Ce v-ar spune ei. Dacă ei sunt căsătoriți, voi sunteți siguri independente sau independenți, sigur, mai mult ca siguri. Sau aveți acest simț al libertății, al dreptății, al respectului față de voi. Ce vor să vă spun? Că v-au văzut într-un mod excepțional, ca o preîmpărăteasă. Pe calea voastră, cu multă încredere în voi, frumoase, cu reușite, cu o minte sclipitoare și vă admira și vă admiră pentru că sunteți o inspirație pentru ei și pentru mulți alții sau multe altele. Sunteți o persoană și frumoasă în exterior, dar și frumoasă în interior și reușitele pe care le aveți exprimă și interiorul și exteriorul vostru. Și din acest motiv au fost spuși, dacă voi știți că acest personaj este căsătorit și voi sunteți în această energie, au trebuit să blocheze comunicarea dintre voi, au trebuit să-și ia timp să gândească și să aleagă. Dar interesant este că acești oameni trebuie să învețe să-și asculte intuiția și probabil că nu sunt obișnuiți. Și-au blocat inima, și-au blocat sufletul și și-au blocat și viziunea în această perioadă. Din cauza căsniciei eventual, din cauza contractelor în care sunt, justiția înseamnă și contract. Și asta probabil a făcut pentru că aici, în acest 5 de spade, există un 2 de spade, da? 5-ul de spade conține 2. Ia uitați, este chiar aici. Este acest personaj. Da? Care nu a cuvântat corect, nu a manifestat dreptatea,
Pentru că trebuie să învețe să aleagă. Să aleagă între ce? Între a fi în triunghi, dacă e căsătorit, în triunghi amoros, sau a fi cu prietenii, sau a se bucura de viață la modul superficial, sau a se inspira din viața, din viața pe care o manifestați și o exprimați voi, și a trăi altfel. Au de ales între prieteni, distracții, adicții, poate chiar băutură, poate chiar întâlniri cu prietenii, dans, petrecere, am zis, și alte chestiuni, și această viață liberă, dar nu libertină. Aici trei de cupe ține mai mult a libertinaj, dar nouă de monede reprezintă o persoană liberă. Aici cred că sunteți voi. V-ar fi inclus în viața lor în paralel cu căsnicia, poate la un moment dat, dar și-au dat seama că voi nu puteți să acceptați așa ceva. Și interesant cum aceste două cărți vin, da, și au simțit emoții, dar emoții și fericire, pentru că stau lângă o persoană atât de veritabilă, de autentică, chiar dacă povestea în sine s-a manifestat într-un mod artificial din cauza jocurilor mentale, din cauza nedreptății. Cu alte cuvinte, ei au blocat justiția, au blocat echilibru, au blocat dreptatea într-o formă sau alta. Că sunt conștienți de asta, trebuie să clarific. Dar deocamdată, ce vor să spună? Că nu comunică, n-au comunicat cu voi. Poate pentru că este o a treia persoană, căsnicia sau prietenii sau alte influențe, n-aș spune nefaste, dar insuficient de consistente. Interesant este că ei se simt apăsați de această situație. Se simt copleșiți și de responsabilitățile pe care le au, dar în mod special de distanța care s-a pus între voi. Se roagă, interesant, încep să sper, da, e o distanță, o separare s-a produs între voi. După această separare, după această sau în această perioadă de distanțare, probabil că visează la voi, se roagă într-o formă sau alta, chiar dacă sunt atei, se roagă ca să reușească să se așeze lucrurile în așa fel încât să li se ia această apăsare de pe umeri. Repet, au și multe responsabilități, dar în mod special ce apasă, repet, distanța și situația pe care ei de fapt au creat-o într-o formă sau alta, îi apasă, se consumă. Ar fi fost frumos să trag aceste cărți chiar de la început, dar interesant. La voi a venit Chiron. La ei ce vine? Știți că am mai folosit genul acesta de cărțulii făcute de mine ca să mă pot inspira. Voi, dacă ar fi să le transmiteți ce planetă, ce influență simțiți în această relație, în această perioadă, ați vorbi eventual despre Chiron, ați vorbi despre o suferință suferințele prin care ați trecut, care v-au făcut să manifestați dreptate, să manifestați încredere în idealurile voastre, să puteți să-i ajutați, pentru că acest Chiron este cel care a suferit și poate să-i ajute pe ceilalți, că puteți să-i ajutați pe ei să învingă această tendință mentale și incorrecte, toxice, că am văzut diavolul, da? Dacă ar fi să aleagă ei o planetă, ce planetă ar alege? Ia să vedem. Deci, cu alte cuvinte, voi sunteți vindecătorul Chiron, da? Voi sunteți healerul, cel care vindecă și care pune degetul pe rană și spune, vezi că nu ești autentic, ceea ce s-a manifestat este fals. Putem să facem oricând ceva adevărat, ideal, deosebit, da? Cu această energie. Dar pentru asta trebuie să alegi. Alegi. Ori să stai în energii conflictuale, superficiale, ori să manifesti dreptatea, echilibru. Cu sau fără contract se poate manifesta dreptatea într-o formă sau alta. Interesant, la ei a apărut pământul. Sunt foarte influențați de bani, de stabilitate, de tradiții. Chiar dacă tradițiile nu le aduc fericire, chiar dacă tradițiile acestea îi fac să calce pe lângă
pe lângă contracte, pe lângă justiție. Asta e. Au ales pământul. Și totuși, cu acest pământ, dacă ar schimba, dacă ar alege corect, dacă ar alege dreptatea și dacă ar alege să se echilibreze emoțional, nu să fie în exces, și să manifeste adevărul pe care îl țin în spate, neexprimat, ar putea acest pământ să ofere stabilitate în relație. Și ce înseamnă pământ? Să crească o adevărată, da? Asta e o floare făcută. Nu este crescută din pământ. Să ar putea să fie bază pentru o relație autentică viitoare. Dar pentru asta, ce ar trebui să se manifeste? Moartea și renaștere. Hai să mai vedem. Pentru că nu am suficient loc aici, dar vedeți, auziți că amestec niște cărți. Ce ați vrea voi să răspundeți? Ce ați vrea voi să răspundeți? Ia ce zice? Că voi știți că sunteți suflete perechi. Că la nivel sufletesc știți că ei vă pot înțelege. Doar aveți 10 de cupe. Ei vă pot înțelege. Au și 3 de cupe și 10 de cupe. Da? Există corespondența emoțională. Probabil sunt și aspecte în hărțile voastre natale între lună și, eu știu, alte planete. Voi știți că sunteți suflete perechi. Doar că ei au de rezolvat multe chestiuni care țin de un stil de viață onorabil. Au de vindecat niște adicții. Hai încă o carte din partea voastră și vedeți dacă vă potriviți. Dacă nu vă potriviți nici într-o poziție, nici în cealaltă, căutați al număr. Spre multe. Ați vrea multe să le spuneți. Multe. Interesant, apare că ați simțit. Sau poate și simțiți în continuare multă pasiune. Într-un fel sau altul, personajul acesta v-a pus pe foc, va. Da, aveți și 10 de cupe, nu doar emoții, ați simțit și multă pasiune, dar în mod special și diavolul a apărut. Știți că a existat și o tendință a voastră de a vă agăța de această pasiune, dar eu cred că ați trecut peste această situație. Ce mai vreți să le spuneți? Că aveți nevoie să vorbiți cu ei. Să vorbiți și să clarificați niște lucruri. Hai să vedem. We need to talk. Cu alte cuvinte, că aveți acum nevoie, că în general aveți nevoie, cum sunt eu sunt vorbăreață și orice ar fi, am nevoie să comunic cu oamenii ca să clarific situația. Îmi place să vorbesc despre idealuri și să manifest dreptate, să vindec și să găsesc soluții la aceste conflicte. Hai să vedem ce ar vrea să vă spună. Ups! I am obsessed. Da, interesant. Și ei sunt obsedați. Dacă și voi ați simțit multă pasiune, să știți că și ei, da? Au tendințe obsesive. Am văzut diavolul, da? Pe care și voi l-ați sesizat și aici este 10 de bâte care apasă. Este o speranță, o pasiune, o așteptare care îi consumă. Hai să mai vedem ce ar vrea să vă spună. Ce ar vrea să vă spun? Uhu! Că se ascund. Da? Doi de spate arată chestia asta, că se ascund. Din ce motive? Sau poate s-au ascuns până acum. Ce înseamnă această tendință că se ascund în spatele vorbelor, în spatele adicțiilor, își ascund emoțiile, își ascund grijile, variază. Dar cineva se ascunde. Cu alte cuvinte, falsează. E această se ascunde, pur și simplu se ascunde. Ia. Au venit mai multe, ia. Și totuși, se simt ca acasă, lângă voi, iar apare luna și casa a patra, probabil aveți marcaj în casa a patra. Ori ei își pun planete în casa voastră a patra, ori invers, da? Se simt ca acasă, lângă voi, se simt cald, confortabil, pentru că creați această senzație de. Le oferiți încredere, că sunteți plini de încredere și le oferiți și lor încredere.
Ce spun ei? Că au nevoie disperată de o îmbrățișare, interesant. Și simt atât de multă tandrețe față de voi, doar că nu o pot exprima. Din ce motive? Din această tendință de a fugi, de a se ascunde. Cam asta e. Cam asta e. Mesajul de la voi către ei, de la ei către voi. Vedeți cum rezonați? Este un experiment față în față. Voi față în față cu celălalt. Acum eu să-mi strâng cărțile. Și cât am vorbit? 20 de minute e suficient. Mai vreau să folosesc un set de cărți, deja e prea mult. Lăsăm așa, da? Și dacă vă place, mai facem. Vă rog frumos să-mi spuneți, pentru că e prima oară când fac genul acesta de etalare. Acum. Numărul 2, cei care ați ales această minunată lalea. Astăzi a fost primită. Astăzi a fost primită. Acum, pentru voi am ales aceste de cărți verde, pe care nu l-am mai folosit de mult. Dar ce este foarte interesant era cât pe ce să folosesc cărțile roșii cu mesaje sexuale. Probabil că e o atracție foarte puternică, nu întâmplător ați ales roșu. Nu întâmplător ați ales roșu. Hai să vedem înainte să începem discuția dintre voi și vedeți dacă vă potriviți, dacă nu încercați alt număr. Ați ales această lalea roșie pentru că aveți multă pasiune. Considerați că ceva s-a aprins între voi într-o formă sau alta. Și cu verdele acesta există și posibilitatea de vindecare. Dar hai să vedem, înainte să începem mesajele, să iau două cărți care, de fapt, încep una pentru voi, că încep cu voi. Și dacă nu rezonați, căutați și la persoana cealaltă. Dacă nici acolo nu rezonați, încercați alt număr. Deci, ce ați vrea voi să le spuneți? Hai să vedem. Ce considerați? Interesant, soarele. Considerați că... vedem, soarele. Ce ar putea să însemne acest soare? Imediat. Hai să vedem și cărțile. Ce spun? Mesaje de la voi către ei. Nu pot să interpretez prima carte, pentru că... sunt multe. Vreau să văd contextul. Soarele înseamnă foarte mult. Este o energie plină de încredere. Probabil că este o energie masculină. Considerați că este o persoană care are încredere. Faetonul. Interesant, faetonul. Ce ați vrea să le spuneți? Probabil că sunt oameni care au încredere în ei, care fac mișcare, care stau adesea în aer liber, până să apară și restul cărților. Deci prea multe cărți, nu? Nu. Puțin, vă rog. Haide. Și faetonul face mișcare. Bine, îi place să călătorească, să meargă cu mașina, dar hai să vedem totuși contextul. Astea sunt cărți mai mari. Ce ați vrea voi să le spuneți lor? Mai greu. Poate că nu sunteți hotărâți? Sau ce se întâmplă? Vine mai greu mesajul față de primul număr. Uf! Patru de foc. Și regele de pământ, interesant. Ciudat. La capătul setului de cărți, 4 de aer. 4 de aer, probabil că vă gândiți, meditați. Cum se poate manifesta echilibru 6 de pământ între voi doi? Cum se poate manifesta o relație de reciprocitate? Dacă iau energie și voi aveți energie, acest soare vă reprezintă pe amândoi. Într-un fel sau altul, ce ați vrea să le spuneți? Interesant. Dacă ar fi să fie o relație între voi, patru de foc, vă doriți o relație serioasă, echilibrată, stabilă,
Ați dori să mergeți mai departe, poate că ați ales să lăsați ceva în urmă și să mergeți mai departe și acest personaj este parte din alegerea voastră de a merge într-o altă direcție, adică să mă înțelegeți. Faeton, înainte de a merge către destinul său, lasă în urmă ceva. Lasă în urmă după o perioadă de alegeri, da? Și această alegere se face într-un mod echilibrat, în care învățați să... perioada în care învățați să vă asumați și greșelile și adevărurile și să mergeți înainte. Deci ce ar fi să le spuneți? Că sunteți și voi o persoană plină de încredere, o persoană stabilă, plină de pasiune și vreți să mergeți către destinul vostru. Și asta nu... destinul vostru nu exclude o posibilă relație cu ei. Patru de foc. O posibilă întâlnire sau să ieșiți la o întâlnire sau să vă bucurați de, să vă bucurați cu soare și cu patul de foc, să vă bucurați unul de celălalt într-o formă sau alta, dar într-o formă care oferă stabilitate. Pentru că este și verde, verdele care vindecă, da? Și pasiunea roșu și verde care vindecă pământul, da? La aceste lucruri meditați. Vă doriți o relație, ia uite, sunteți persoane foarte intuitive și probabil sesizați ceva, o durere. Poate și voi ați lăsat în urmă o durere, dar sesizați o durere și un stres și în viața lor. Dar considerați că și ei ar trebui să meargă mai departe și voi puteți să mergeți alături. E o chestiune de parteneriat cu patru de foc. Că e prietenie, că e colaborare, că e... nu e musai să fie amor, deși aveți acest potențial, deși am zis că era cât pe ce, cât pe ce se iau cărțile sexy, sexy. Și totuși ceva m-a făcut să-mi schimb această decizie. Deci energie sexuală este atracție, magnetism între cei doi, între voi și ei există. Și aveți suficientă deschidere și încredere să le exprimați aceste lucruri. Și manifestați dacă se oferă ocazia. Dar nu este vorba doar de pasiune. Este vorba și de stabilitate. Aveți cel puțin două cărți care atrag atenția asupra stabilității, seriozității. Da? Ne simțim bine. Dar suntem prieteni, loiali, stabili, echilibrați. Dacă ei pot să fie stabili, îi primiți în preajma voastră, îi primiți în destinul vostru, îi lăsați să se încălzească la sub razele voastre. Deși, repet, și ei au energie suficientă să încălzească atmosfera. Dar depinde cum o folosesc. Patru de aer. Sunteți poate un pic mai meditativ pentru că tocmai ați făcut o schimbare. Repet, este ceva proaspăt. Soarea a venit astăzi. Și bănuiesc că și situația dintre voi are o notă de prospețime. De nou. Hai să vedem ce v-ar spune ei vouă, dar înainte să vedem aceste mesaje, ce planetă. Uf, smute. Ce planetă apare ca și manifestare? Voi ați extras soarele. Repet, aveți probabil că radiați ceva special, știți că radiați, știți că aveți, sunteți pe calea voastră, înspre misiunea voastră spirituală, înspre destinul vostru și sunteți plin de încredere. Și poate că recunoașteți, tocmai pentru că sunteți în această energie solară, recunoașteți și pe alții care sunt solari. Interesant ce asta se apare. Pluto și Chiron? Pluto, interesant. Și Chiron. La ei deocamdată au apărut Pluto și Chiron. Pluto, probabil ca o planetă, un scorpion, sau există un Pluto foarte puternic. Dar Pluto și Chiron, și Chiron vindecă și Pluto vindecă într-o formă sau alta. Pentru că Pluto transformă. Interesant. Iar eu m-am încălzit cu vestea asta. Ce ar vrea să vă spune? 9 de foc. 9 de foc. Vreau să vă spun.
6 de cupe. Deocamdată las așa. Sunt în plină transformare cu acest Pluto. În vindecare. Sunt multe cărți. Dar dacă ea acum se transformă și se vindecă și trebuie să învețe niște lucruri, odată învățate și odată transformate, probabil că le pot împărtăși. Pot poate că vă pot vindeca și pe voi într-o formă sau alta. 7 de cupe. 3 de foc. La capătul setului de cărți, 3 de foc. Și ce mai este? 2 de pământ. În primul și în primul rând trebuie să aleagă. Wow! Intuiesc, simt, la modul foarte subtil, că ceva se întâmplă în viața lor prin întâlnirea dintre voi doi. Întâlnirea dintre voi doi aduce această dragoste, ia uitați-o aici, neexprimată și poate nici nemanifestată, că e proaspătă. Simt că este ceva nou. Că vă, am zis că sunteți puternici. Soarele, da? Soarele. Probabil că este și un Pluto în, și un Chiron. Soare și Pluto, Soare și Chiron sunt aspecte foarte puternice. Transformare, vindecare și susținere reciprocă. Dar am spus, este o dragoste care a apărut anul acesta sau la sfârșit de an trecut, eventual. Foarte proaspăt, foarte proaspăt. Dar sunt conștienți că pentru această dragoste trebuie să muncească. Și sunt într-o perioadă în care trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă între vechi și nou, între a munci în această direcție, în care îi inspirați prin energia și forța voastră solară, nu contează când sunteți bărbați, femei. Trebuie să aleagă. Deocamdată, în această perioadă, așteaptă, speră, că vor veni niște oportunități în zare, în viața voastră. Dar ce ar vrea să vă spună? Nu de foc. 6 de cupe și 7 de cupe. Dacă mai interesant că acești 6 de cupe a venit invers. Dacă mai e o persoană în preajma lor, 6 de cupe uneori reprezintă fostul sau fosta. Acest fost sau fostă este un mai vibrează în viața lor. Există. Chiar dacă nu mai sunt atrași de acest fost, fostă. Și sunt pe cale să transforme și să se vindece cu Pluto și Chiron, să se vindece de această relație anterioară poveștii voastre. Până se vindecă, visează la voi. Au multe opțiuni, sunt atrași, dacă am zis, și ei sunt solari, și ei sunt puternici, și ei sunt masculini, într-o formă sau alta, și atrag diferite persoane. Dar deocamdată, marele blocaj, nouă de foc uneori poate să fie și blocaj, marele blocaj este o fostă relație. Acum. Și din acest motiv trebuie să aleagă, să meargă înainte. Să se implice în această dragoste, în această pasiune pe care amândoi o simțiți, care vă poate transforma, vă poate vindeca și pe unul și pe celălalt. Dar voi aveți energie foarte puternică aici, față de ei. Aveți o arcană majoră, aveți un rege și v-a apărut și soarele. Și totuși, nu pot să zic că ei ar fi mai slabi. Ei au primit Chiron și Pluto. Dar, fiind la început de relație, pentru că, repet, eu așa simt că e la început, este o situație o poveste insuficient manifestată, să zicem, în momentul în care vor renunța la acest fost-fostă, la alte opțiuni,
Vor avea determinarea, pentru că nouă de foc este foarte determinat, să își împlinească toate visele, pentru că steaua este un element nocturn. Da? Aici sunt multe stele. Și avem iar element care ține de visare, 7 de cupe. Să vor fi suficienți de determinați să împlinească toate visurile la care visează în această perioadă față de voi. Au o determinare ieșită din comun. Am zis, și ei sunt masculini și ei sunt puternici. Dar încă au ceva de vindecat din trecut. În momentul în care se vor elibera de acest fost-fostă și vor începe să recunoască profunzimea, nu doar pasiunea, că am zis, nu e doar pasiune, am renunțat la cărțile sexy roșii pentru verde. Deci mai întâi trebuie să se întâmple manifestarea, deschiderea celor două suflete, da? Acest personaj să-și deschidă sufletul față de voi. Și în momentul, repet, în momentul în care o va face, asta înseamnă să-și găsească claritatea, să întoarcă 7 de cupe invers, să-și găsească claritatea, să renunțe la multele opțiuni sau prea multă visare și să treacă la acțiune. Când vor trece la acțiune, vor fi foarte determinați. Dar probabil că mai este ceva de așteptat, 3 de foc, pentru că trebuie să aleagă. Voi aveți mai multă experiență, voi aveți mai multă... Aveți ceva, un pic mai mult. În acest sens. Vedeți dacă vă potriviți sau dacă vă potriviți ai jos. Vedeți unde sunteți. Dar, unul dintre voi este plin de încredere. Poate că nu neapărat că ar fi mai slabi. Interesant. 6 de cupe uneori, depinde acum de unde sunteți cu relația. Vin cu încă un mesaj în plus. În cazul în care totuși relația, chiar dacă e nemanifestată, nu este chiar nou, vă cunoașteți de ceva timp, acești 6 de cupe, faptul că a venit invers, mare grijă pentru unii dintre voi, pentru că vine un mesaj în plus. Depinde unde sunteți. Posibil, este să se orienteze către alte, dacă a fost ceva între voi. Posibil e să nu-și dorească să se împace cu voi. Dacă s-a întâmplat ceva, o separare, o distanță, ceva, voi știți, a venit un mesaj în plus. Vedeți dacă vibrați cu el sau dacă nu. Dacă rezonați sau nu rezonați cu acest mesaj. Dacă ceva s-a întâmplat între voi și nu s-a manifestat această pasiune și dragoste la timp, chiar dacă voi sunteți determinați să creați stabilitate, ei să blocheze această dorință voastră, pentru că nu vor să se împace, pentru că au alte opțiuni. Dacă s-a întâmplat ceva, a venit un mesaj în plus, pentru că Pluto înseamnă transformare. Chiron înseamnă suferință și vindecare. Ceva, ceva se întâmplă. Ori este suferința de fostul, de fosta, ori ceva s-a întâmplat și încă sunt supărați pe voi, posibil și asta. Vedeți unde sunteți. Pentru că aici lucrurile sunt un pic cam... oarecum neclare. Avem și 7 de cupe care susține neclaritatea. Dar, repet, din cauza suferinței și suferința aduce și potențial de vindecare. Ceva vă atingeți unul altuia. Poate egoul unuia este atins de felul de manifestare al celuilalt sau felul în care celălalt radiază îl face pe celălalt să sufere și să se transforme și să se vindece de această tendință. Vedeți? Vedeți? E un pic mai subtilă și mai complicată. Hai să vedem ce ați vrea voi să le spuneți lor. Ce ați vrea să le spuneți lor? Interesant. Iau doar pe acestea, că sunt suficiente. Ce vreți să le spuneți? Că sunt frumoși. Că, cu alte cuvinte, vă plac. Vă plac ei ca animal. Au corp frumos, au ceva frumos. Că
Orice s-ar întâmpla, o să vă aduceți aminte de lucrurile frumoase pe care le-ați împărtășit. Există o nepotrivire între voi. Let's agree, we disagree and move on. Vă gândiți la ei destul de des, chiar dacă ei nu vă pot crede. Și există și un sentiment de regret. Acum. Ce regretați? Niște cuvinte, niște acțiuni? Voi știți? Pentru că aceasta este o etalare colectivă. Complicată ca toate. Nu mi se pare nicio etalare simplă. Dar există niște diferențe, totuși, între voi. Se vede. Se vede. Hai să vedem ce v-ar spune ei. Interesant. Sufletul lor le este dor de sufletul vostru. Probabil că de-aia este și Pluto și Chiron. Transformarea, suferința și vindecarea. Șase de cupe sugerează un dor. Sugerează un dor. Dar totuși faptul că a venit invers, există ceva în subtil, alte influențe. Ce ar vrea să vă spună ei? Că și au timp. Apropo de timp să se transforme. Apropo de doi de monede. De această perioadă în care trebuie să aleagă. Am spus, ori dragostea este la început de drum și această dragoste a venit într-un mod probabil că neașteptat, i-a prins nepregătiți, nevindecați, cu o relație trecută nerezolvată. Sau dacă ceva s-a întâmplat între voi, își iau timp să se gândească și să se vindece. Oricum, sufletul lor le este dor de sufletul vostru. Ce ar vrea să vă mai spună? Repet, vedeți în ce poziție vă găsiți. Sunt cam multe, dar hai să le lăsăm așa. Nu sunt foarte, foarte. Nu sunt foarte, foarte. Ce ar vrea să vă mai spună? Că ar dori să vă ofere și ei compasiunea și dragostea pe care le oferiți. Și chiar dacă nu s-a întâmplat nimic, să știți, că oamenii, apropo de soare, soarele oferă căldură, lumină, vibrație. Pur și simplu, fără să-și aleagă direcția, radiază. Și dacă voi sunteți în acest element solar, în această perioadă în care radiați încredere, căldură, da? Ei simt că primesc dragoste, chiar dacă voi nu faceți cine știe ce gesturi. Asta ca să vă explic. Vedeți. Interesant că și ei vă simt pe voi. Constantly, I'm feeling you, running through my veins. Interesant. Simt că le curgeți prin vene. Interesant. Apropo de Pluto, pasiune, de soare. Interesant, și ei simt, if only you knew how I really felt instead of what I showed you. Deci, dacă ați ști ceea ce simt cu adevărat și nu ceea ce arată, interesant. Și încă un mesaj, you cracked me up. Se simt foarte vulnerabili, foarte inspirați. Șocați de această dragoste, că am văzut dragostea este acolo, în surdină. Oarecum există și un sentiment de, nu neapărat nebunie, nebuneală, de nebuneală, crazy in love, dar neexprimată. Neexprimată. Poate din cauza fostului, fostei, relațiilor anterioare nerezolvate, nevindecate. Sunt niște lucruri. Vedeți cum vă găsiți în această etalare și, repet, dacă nu vă regăsiți,
Nici aici, nici aici. Căutați alt număr. Hai să strâng lucrurile. Și să trec la... Următorul număr. Cei care ați ales această floare superbă, trandafirul acesta galben, da? Hai să vedem. Înainte de a începe etalarea, am ales aceste de părți, așa am considerat că se potrivește galben cu acesta. Hai să vedem totuși ce planetă. Începem cu mesajele de la voi și apoi mesajele de la ei. Dacă nu rezonați nici într-o poziție, nici în alta, căutați alt număr. Considerați că această etalare e un soi de față în față, ce ați vrea voi să le spuneți lor. Acum, hai să vedem că îți folosești niște cărți pe care nu le-am mai folosit de foarte mult timp, de când am deschis eu canalul. Planeta care vă influențează în această relație, poveste. Dar ce interesant, ați ales galben, ați ales și un trandafir uscat. Posibil povestea dintre voi, dragostea, pasiunea sau uscat. Dar din ce motive? Galben. Din motive de orgoliu. Orgoliu, gelozie, mândrie. Acum, ce va mai fi de acum încolo, veți trăi și veți vedea. Dar dacă ar fi să stați față în față și să le spuneți totuși niște lucruri, haideți să vedem dacă rezonați cu părțile care vin să exprime ceva interesant. Interesant, Mercur. Apărut Mercur, da, vreți să comunicați. Comunicarea este foarte importantă pentru voi. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Dar poate că acum se dorește o altfel de comunicare, mai puțin orgolioasă. Da? Sinceră, interesant, avem trei cărți. Banul 4, 6 de monede, valetul de monede, faetonul și îndrăgostiții. Șase de monede sugerează trei persoane. Gelozie, clar. Gelozie, orgoliu, invidie. A fost o a treia persoană. A apărut, poate. Poate acesta, valetul de monede, este a treia persoană. În relația dintre voi a existat încă un alt element. Da, și conflictele. Cinci de spade, interesant. Conflictele, invidiile, cuvintele. Apropo de Mercur, cuvintele nepotrivite. Cuvintele spuse la nervi, din mândrie, din orgoliu, poate. Ale lor, ale voastre sau ale celelalte persoane. Deocamdată eu așa simt mesajul, că a fost într-adevăr un dezechilibru. Dar poate că unii dintre voi valetul de monede. Ați fi vrut să materializați această dragoste, relație într-un fel sau altul. Și posibil că a rămas în acest stadiu de valet incipient, s-a uscat. Nici măcar nu s-a desfăcut floarea. S-a uscat, așa mai bobocel. Din cauza, repet, altor lucruri. Poate nu a fost a treia persoană, poate au fost alte responsabilități, alte, conflicte, colegi, muncă, familie, responsabilități, dorința de a face bani, voi știți. Ceva a fost acolo. Cu alte cuvinte, asta îmi sugerează valetul de monede. Este o relație care n-a apucat să crească. Și din acest motiv, voi ați ales, faetonul alege să mergeți către eventual o altă dragoste. Poate voi le sugerați să meargă către o altă dragoste sau
să vină spre voi. Vedeți, este ceva eu așa simt că e posibil ca voi să mergeți către o altă dragoste și să-i puneți în postura în care trebuie să aleagă. Dom'le, dacă nu renunț la al treilea element, care o fi acela? Și ca să renunți, trebuie să alegi. Și faietonul alege, dar e 6 și 7, da? Într-un fel sau altul. Trebuie să alegi ca să vedem ce facem. Mergem mai departe, fiecare pe drumul lui. Sau într-o altă dragoste, sau într-o altă legătură. Pentru că aici este poate prea mult. 6 și 1 înseamnă 7. Așteptare. 7 de monede. Așteptare. Așteptați prea mult până se manifestă. Până vă găsiți cărarea. Până manifestați uniune. Interesant. Poate că unii dintre voi, vedeți unde sunteți, vă doriți să manifestați uniune cu acest personaj. Voi știți unde sunteți. Dar aveți de luat și unul și celălalt de luat niște decizii. Dacă această uniune este prea mult amânată, întârziată, voi vă duceți într-o nouă direcție. Voi vă duceți într-o nouă direcție. Interesant. Voi sau ei. E Mercur, totuși. Mercur este foarte versatil. Este neutru ca și planetă. Ce ați vrea să le spuneți? Ori comunică constructiv și se construiește ceva și se iese din acest dezechilibru, ori voi mergeți către flacărea voastră geamănă, către o altă pereche. Când va fi această întâlnire, Dumnezeu știe, îngerii știu, dar sunteți conștienți că există o altă dragoste care vă așteaptă în cazul în care ei nu vor să ofere reciprocitate, în cazul în care ei nu oferă o întâlnire, nu oferă o discuție practică apropo de Mercur și valetul înseamnă vești, comunicare, studiu, practic, implicare practică. E un soi mai, aș spune un soi de ultimatum. Pentru că sunt conflicte, am spus gelozie, sunt niște secrete. Interesant, Marea Preoteasă. Da. Există niște lupte. Iar puterea, dorința, da, luptea cu ego-ul și avem 6 iar. 6. Și am zis o separare, am zis că e o separare, turnul. 6 de bâte și puterea arată orgoliul despre care am vorbit mai devreme. Ego-ul cuiva. Ego-ul cuiva care trebuie transformat. Cineva nu exprimă, are secrete, are o relație secretă, apar conflictele, vă rog frumos să vă găsiți poziția. Hai să vedem ei, că nu întâmplător ați ales trandafirul scat, nu întâmplător ați ales trandafirul galben, am zis la început. Este o relație care, o pasiune care s-a terminat din niște motive. În primul rând și în primul rând, pentru că s-a uscat, nu a primit apă, emoții, n-aveți decât ce aveți. Mercur, faetonul nu ar spune că reprezintă emoții, reprezintă acțiune, o energie care implică mișcare și monede. Mercur, minte, intelect, gânduri, gânduri, acțiune, monezi, dar nu avem apă, nu avem emoții. Interesant, la ei apare luna. Hai să vedem ce ar vrea să vă transmită. Luna, ea este galbenă ca acest trandafir, dar reprezintă frici, frica de emoții, confuzii, emoții, confuze, difuze. Interesant, asul de spade ar vrea să vă transmită.
Asul de spade, care reprezintă Mercur și a venit pe partea voastră de exprimare. Ce ar vrea să vă transmită. Cavalerul de spade, interesant, iar Mercur, probabil că ei sunt marcați de Mercur și voi marcați de Lună, poate, de Rac. Rac și Lună la ei, Mercur și spade la... Ar vrea să vă transmită. De obicei luam 3 cărți, dar acum hai să vedem 4. Eventual, ce ar vrea să vă transmită? Valetul de bute. Și luna. Și mai multe. Interesant, la capătul setului de cărți, 3 de cupe și diavolul. Am zis, este un triunghi și luna. O căsnicie. Interesant, moartea. Moarte și renaștere, trandafirul uscat, da? Moartea pasiune, regele de bâte și moartea. Da? Moartea pasiune unde? Într-o căsnicie, eventual, cu marele preot, din cauza fricilor, din cauza secretelor, secrete care ascund adicții, diavolul, tendințe toxice, distracții, a treia persoană, trei de cupe, puf, puf, a uneia dintre voi. Ce ar vrea să vă spună? Că da, ăsta e adevărul. Adevărul este că poate că au fost un soi de imaturitate, că văd iar valetul și cavalerul, în felul în care s-au exprimat și s-au manifestat. Valetul de bâte arată atracție. Poate că a fost o atracție față de o a treia persoană și a recunoaște că au simțit acest impuls și această atracție față de o altă persoană. Eventual față de voi, dacă mai erau cu altă persoană. Dar ideea este că fraza, ideea, se termină cu această dorință de stabilitate, regele de monede și cavalerul de monede. Posibil că v-ar face promisiuni. Și-ar dori să fie persoane stabile ca regele de monede. Și-ar dori să fie persoane stabile. Dacă sunt soț și voi sunteți soțiile, și-ar dori să fie niște soți stabili. Dar probabil că pentru a deveni stabil, au foarte mult de lucru cu ei, cavalerul de monede, necesită mult timp de transformare și de maturizare. Cavalerul de monede vine greu înspre regele de monede. Deci dacă voi vreți uniune cu ei, o uniune stabilă, va veni foarte greu această uniune, pentru că ei, adevărul, asta cred că recunoaște. Asta este adevărul. Sunt impulsiv, eventual verbal, uneori, poate și în acțiuni sunt impulsivi. Valetul de bâte au aceste impulsuri și în felul în care se manifestă pasional. Un soi de imaturitate. Poate că aceasta a simțit-o față de voi, poate că se manifestă față de alte persoane, de există o imaturitate în felul în care se... Da, nu... Au atracție de scurtă durată, asta vreau să spun. Atracție de scurtă durată. N-au consistență. Din acest motiv, ca să ajungă la consistență regele de monede, la stabilitate, la echilibru, trebuie să călătorească mult, să treacă prin multe, să... Le trebuie mult timp, ca valorul de monede vine greu până oferă stabilitate. Dacă este o nouă atracție, este ceva nou în viața voastră, în viața lor. Ceva nu clar este. Repet, ori sunteți voi al treilea element, ori v-ar vorbi despre a treia persoană. Da, există o a treia persoană, să zic, față de care mă simt atras într-un mod neprevăzut, neașteptat. Aș dori să fiu o persoană stabilă, dar pentru asta îmi trebuie mult timp. Asta ar trebui să spun. Pentru că e această persoană de care se simt foarte atrași sau pentru că au aceste tendințe toxice de a se distra cu prietenii, de a-și urma impulsurile. Vedeți unde sunteți.
Interesant. Și a treia etalare mi se pare destul de complexă și oarecum complicată. Haideți să vedem unde sunteți voi. Ce ați mai vrea să le transmiteți? Dacă ați fi față în față. Dacă ar fi să le transmiteți, le-ați transmite că și vouă vă place de ei, că și voi aveți nevoie de timp, ca să mai faceți niște ajustări în legătură cu această relație. Poate să aibă legătură cu această uniune. Îndrăgostiții, repet, poate să reprezinte o călătorie către o viitoare dragoste sau dorința de a merge mai departe și de a fi împreună, dar într-o relație echilibrată. Vedeți unde sunteți. Ce ați vrea să le mai spuneți? Că și voi aveți nevoie de timp. Nu doar ei. Ce ați vrea să le transmiteți? Interesant. Dacă ei cumva s-au îndepărtat de voi, iar așa simt după cum arată cartea, ce simt? Simt că te-ai îndepărtat de mine. Deci acesta este mesajul din partea voastră. Simt că te-ai îndepărtat de mine. Dăm timp să fac ajustările necesare. Poate că voi vreți să vă împăcați, voi vreți să vă întâlniți cu ei. Ceva s-a întâmplat. Dacă simțiți că ei s-au îndepărtat de voi și voi vreți să vă schimbați pentru ei, voi știți. Voi vreți să spuneți că știți că sunteți suflete perechi, eventual flăcări gemene, și sunteți dispuși să participați la această transformare. Interesant. Vă regăsiți, vă oglindiți. I see myself in both of you, the good and the bad. Vă vedeți și în părțile lor negative și în părțile lor pozitive. Interesant. Ce vreți voi să le spuneți? Că sunteți voi cu persoana karmică. Interesant cum s-a schimbat un pic nota. Sper că ați ascultat până la sfârșit. Da? Înseamnă că voi sunteți cu persoana karmică și între voi a apărut această atracție. Iar apare mașina, dacă mașina aceasta sau călătoria aceasta implică atracția. Vedeți unde sunteți. Poate că voi aveți pe cineva interesant. Și undeva la o călătorie, la un drum, v-ați întâlnit voi cu ei, felul în care ați comunicat, v-a oferit vouă stabilitate și v-a confirmat că vă potriviți, vă oglindiți și binele și rău. Și acum ei confirmă. Da, și eu mă simt atrasă de tine, într-un mod neașteptat, aș dori să comunicăm mai mult, dar îmi doresc stabilitate. Știu că ești soț, soție, și ca să putem să fim stabili sau să fim în uniune, e nevoie de mult timp. Trebuie să treci prin multe ca să-mi fii mie stabil și nu persoanei respective. Vă rog frumos să ascultați până la sfârșit ca să vedeți unde sunteți. Interesant. Ce ar vrea să vă transmită ei? Asul de spade este înțelegere. Este dorința de a comunica direct, concret, fără confuzii, fără emoții, chiar dacă se simt multe emoții, că a apărut luna. Ia uite! Interesant. Ei simt un soi de durere, un soi de suferință. Ori a voastră, ori este suferința lor că nu pot să fie cu voi, ori este suferința voastră că voi sunteți într-o altă relație karmică și vă doriți să fiți cu ei. Vedeți unde sunteți? Ia. I feel pain, suffer. Luna, am zis că a venit pe partea lor de planetă. Probabil că este telepatie. Interesant.
Și vreau să spună că I hate when we fight. Dacă ați avut ceva conflicte, nu suportă conflictele când apar între voi, pentru că vă doresc foarte mult. Și totuși, ceva a murit. Ceva a murit. Trebuie transformat. Dar vedeți, când sunt așa confuze, să știți că e și viața voastră. Nu doar cărțile. Cărțile arată partea din viața voastră, dragii mei. Nu vă mai mirați când există un soi de confuzie, mai mare sau mai mică, pentru că asta face parte din lumea voastră emoțională, mentală și practică, pe care o trăiți, o manifestați. Am mesaje la ei. Interesant, ce-ar vrea să vă transmită? Că sunteți cel mai minunat lucru care li s-a întâmplat. Și chiar în acest moment se gândesc la voi. Dacă acest lucru contează, vedeți unde sunteți. Sper că a fost suficient de interesant. Dacă a fost interesant, vă spuneți dacă v-a plăcut și vreți să mai facem așa, acest gen de convorbiri. Da, de la suflet la suflet, de la minte la minte, vedeți unde sunteți, dragii mei. Eu încerc să-mi pun cărțile deoparte și repet, confuziile sunt din partea voastră, dragii mei, pentru că viața este complicată. Știu că e complicată. Dacă la numărul 3 aveți de-a face cu flăcări gemene, știți că această călătorie către uniunea și stabilizarea relației dintre voi necesită mult timp. Cavalerul de monede, care deține adevărul, care deocamdată are, să zic, mai multă libertate de acțiune, voi știți. Hai să vedem. Numărul 4. Fiecare ați ales numărul 4 și această floare de bumbac. După cum vedeți, este spirelată. Am senzația că puteți totuși să creșteți. Din orice situație ați fi, puteți să creșteți. Și pentru mine bumbacul înseamnă creativitate și transformare. Bumbacul se transformă în fir și firul acesta poate fi lucrat, poate fi nu doar spirala, puteți să creați ceva, iar fiind albă. Există o notă de puritate, de spiritualitate. Interesant, ce apare Mercur pe partea voastră. Deci voi aveți nevoie să exprimați, să vorbiți foarte mult cu acest personaj. Aveți nevoie să clarificați niște lucruri. Este nevoie de comunicare. Pentru voi am ales acest set de cărți, care este pe fond alb. Hai să vedem ce ați vrea să le transmiteți. Ce ați vrea să le transmiteți? Wow! Moarte! Relația voastră s-a încheiat de mult și este într-un proces, în plin proces de transformare, 10 de bâte. V-a consumat. V-ați consumat foarte mult, dar a spus punct. Rămâne de văzut. Hai să vedem ce apare. Zero! Interesant! Și totuși, sunteți deschiși să transformați și să luați de la zero, dar haideți să vedem în ce direcție. Și roata norocului. Vreți să luați de la zero, să vă schimbați destinul, dar cu ei sau cu altcineva? Ia să vedem. Nu vine să strănuți. Ce înseamnă când îți vine să strănuți în timpul ecalorii? Îndrăgostiți, interesant, și 6 de monede. Vreți o dragoste în care primiți cât oferiți. Probabil că ceva a fost dezechilibrat de apus. S-a pus puncte, s-a încheiat. Poate că voi vreți să le transmiteți că sunteți pregătiți să mergeți înspre o nouă direcție, înspre o nouă dragoste în care primiți cât oferiți. Echilibrată. C-o fi cu ei, c-o fi cu altă persoană, voi sunteți deschiși să le spuneți. Interesant ce apare? 6. Ce ăsta? Hmm.
Șase de vâte, măi. Ia transformare. Ați renăscut din suferință, din întuneric. Ați renăscut și deja mergeți înspre lumină. Dacă e interesant că, da, am ales cărți albe. Dar fluture înseamnă și psihe, sufletul vostru, da? Sufletul vostru s-a transformat. Ați devenit mai înțelepți, mai deschiși către nou, eventual. Aveți pasiune. Aveți dragoste. Dragostea pentru ei rămâne interesant cu tatăl de cupe. Dragostea pentru ei rămâne necondiționată. Că sunteți, ce înseamnă necondiționat? Nu că fără condiții. Hai să ne culcăm fără condiții. Nu, asta nu înseamnă dragoste necondiționată, dragii mei. Nu e friends with benefits. Nu, e prostie. Regele de cupe reprezintă dragoste, chiar dacă nu o să fiți împreună. Asta le puteți spuneți. Dom'le, suntem împreună sau nu suntem? Eu oricum o să am niște sentimente profunde față de tine. Atracție va exista probabil oricând. Valetul de pute. Și totuși, vreți să mergeți înspre lumină. Vreți să aveți victorie. Că această victorie va fi cu ei sau cu o altă persoană, rămâne de văzut. Și probabil că și ei trebuie să acționeze într-un anume fel de lucru. Clar, moartea ați trecut prin multe transformări. Și ați suferit foarte mult. Foarte mult. Interesant. Ce planete îi reprezintă pe ei în această perioadă? Este mai greu aceste cărți pentru că sunt doar câteva, nu sunt, nu avem 70 ceva de planete, da? Avem câteva, le numărăm pe degete. Și atunci amestecă mai greu cărțile. Ce planete îi reprezintă pe ei în această perioadă? Dar îndrăgostiții înseamnă și flăcări gemene și două persoane care merg, după cum vedeți, în aceeași direcție, aceeași misiune spirituală sau același scop. Nu numai misiune spirituală. Repet, dacă ei vor să facă parte din acest nou, din această nouă etapă, bine, dacă nu, eu cred că sunteți pregătiți să mergeți într-o nouă direcție. Uite că la ei vine mai greu. Îmi cer scuze, dar asta e. Probabil că din cauza situației dintre voi se exprimă și ei mai greu. Poate că în general se exprimă greu și din acest motiv a apărut la voi dorința de a comunica. Știți că se exprimă greu și aceasta a făcut parte din problemele care au distrus relația, să zic. Au afectat, au influențat negativ relația. Au omorât, să zic, pasiunea, potențialul. Mai la ce greu vine. O planetă? Hai, drăguțe, arată o carte. Vai, ce greu le amestec. De două, de trei. Interesant, Jupiter. Jupiter.
Jupiter înseamnă optimism, credință, expansiune. Hai să vedem cum se manifestă la ei. Ce ar vrea să te transmită ei în această perioadă? Interesant. Regele de bute invers. Ce sta în 9 de cupe? Lumea. Regina de monede. Și 9 de spade. Lumea confirmă că, și moartea că ceva s-a întâmplat între voi. Din cauza distanței, din cauza lipsei de comunicare, apare și Mercur și Jupiter, care sunt planete în opoziție într-un fel sau altul. Unul este profesorul spiritual, celălalt este mesagerul. La capătul setului de cărți, alt fluture și la ei și la voi, da? Și ei trebuie să învețe să se echilibreze, să schimbe energia, să iasă dintr-o situație foarte apăsătoare, 10 de bute, să termine niște lucruri. Interesant, poate este un contract pentru care lucrează, o căsnicie sau o karmă în care s-au implicat peste măsură și care e obosit, i-a consumat. Ar trebui să schimbe energia și să-și găsească echilibru. Să se transforme și ei. Da. Moarte și renaștere. Asta înseamnă transformare. Repet, este un nou capitol. Capitol și zero, da? Moarte, capitol încheiat și zero. O nouă pagină. Voi sunteți dispuși, repet, să deschideți o nouă pagină cu ei sau cu altă persoană care oferă dragoste adevărată și echilibru. Ei, în trecut, până la acest capitol, poate că au fost, nu că poate, cu siguranță cu Jupiter, foarte pasionat, foarte atractivi, concentrați pe distracții, pe jocuri, că Jupiter înseamnă și noroc și joc și multe, da? Și probabil că au fost mai jucăuși de fel, n-au fost echilibrați ca un adevărat rege, pentru că regele reprezintă o energie stabilă, matură. Nu, n-au fost. N-au fost. Și 9 de cupe confirmă faptul că s-au gândit mai mult la satisfacțiile personale. Au fost oarecum cu 9 de cupe și cu regele de foc invers, au fost cam egoiști. Da. Au simțit emoții față de voi, au simțit și atracție, dar nu a fost atracție consistentă. Adică nu că n-a fost atracție, ei de fel nu au fost persoane stabile. Au considerat că lucrurile între voi vor fi trecătoare și totuși ceva s-a întâmplat, pentru că acum și ei vor să încheie acest capitol și își doresc, se gândesc, sunt foarte stresați cu 9 de spade. Îngrijorați. Cum să manifeste stabilitate cu voi? Regina de monede, pentru că vă văd persoane stabile. Vă văd persoane valoroase, creative, blânde. Blânde, interesant, este o căprioară. A, Bambi, vai, mi-am adus aminte de Bambi și o să plâng. Ce mi-a plăcut acel filmuleț. Vai. Interesant. Probabil că și-ar dori să fiți mama copiilor lor. Sau, bine, părinte într-un fel sau altul. Vai. Asta gândesc ei acum, 9 de spade. Se gândesc că și-ar dori foarte mult o soție, un copil. Și probabil că voi sunteți idealul, voi oferiți acest ideal. O soție, soț, variază de la om la om, da? Vedeți ce. Jupiter înseamnă și soțul. Poate că ei se văd în viitor, soții voștri. Și voi soția lor. Și totuși se stresează foarte mult. Sunt conștienți că trebuie să renunțe la un stil de viață. Dacă au simțit atracție și emoții față de voi, da, probabil că simt în continuare, dar acum vor mai mult. Vor mai mult. Nu mai vor aventuri. Nu vor să se gândească doar la ei. Vor să aibă în preajmă oameni de valoare și oameni pe care să-i protejeze. Și aceștia sunteți, acestea sau aceștia sunteți voi. Interesant.
chiar dacă e energie feminină. Și totuși, până una alta, sunt conștienți că trebuie să lucreze la capitolul carieră. Probabil că trebuie să lucreze la stabilitatea lor financiară și, în acest motiv, adaugă stres la stres la stres. Le afectează viziunea, le afectează proiecția în viitor. Faptul că încă au de lucru la capitolul stabilitate financiară, profesional, eventual. Poate că au niște ambiții profesionale, dar asta, această ambiție profesională financiară, este unită foarte mult de dorința de a avea o familie cu voi. Asta ar vrea să vă transmită. Că vă văd, ce mai simt, că s-ar cuibări în preajma voastră. S-ar cuibări în preajma voastră. Și altădată v-ar ține pe voi în brațe și v-ar oferi protecție. Dar sunt foarte stresați. Foarte îngrijorați pentru că știu că au greșit. Sau, poate că nu e vorba musai de greșeală. A fost o notă de egoism. Ori n-au avut încredere în dragoste, în pasiune, ceva. Vedeți unde sunteți. Pentru că nu e etalare personală, este etalare colectivă și atunci se pot schimba pozițiile. Repet, dacă nu aceasta ar fi discuția dintre voi, căutați altă etalare. Dar să ascultați totuși până la sfârșit să vedeți dacă mai vin niște elemente în plus și confirmă ceva din ceea ce gândiți. Ce ați vrea să le transmiteți acum, în această perioadă, în continuare? Ce mesaj? Interesant. Și voi vă vedeți? Poate că da. Și voi sunteți deschiși să le dați o nouă șansă? Că din partea voastră vine acest mesaj. Și eu mă văd îmbătrânit și având copii cu tine. Interesant. Și totuși am discutat despre acest mesaj la capitolul ei. Probabil că și dacă ei v-ar spune, draga mea, simt că aș putea să fiu Jupiter, un soț potrivit, vreau să mă schimb, vreau să fiu altă persoană, să încep un nou capitol în care să ofer stabilitate pentru că te văd. Potrivită să-mi fii soție și să-mi porți copii, să zic. Așa. Și dacă ei ar spune așa, voi ați deschide un nou capitol și ați spune, da, și eu mă văd îmbătrânind, da? Aici sunt două lebede care sunt fidele pe viață, da? Și eu mă văd îmbătrânind lângă tine, dacă oferi reciprocitate și echilibru. Interesant. Adică, dacă s-a întâmplat ceva între voi, posibil că unii dintre voi ați fi deschiși. Oh, ce frumos! Măi, dar ce ieși și la voi ieșit. Și voi aveți nevoie disperată de o îmbrățișare din partea lor. Și am zis că și ei simt nevoia să vă îmbrățișeze. Și să... Măi, aici este o dragoste foarte delicată, apropo de pufălina asta de bumbăcel. Pufoasă. Emoții, nu știu, sunt emoții, păcat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, voi știți ce s-a întâmplat. Poate că a fost cu trăsnetul ăsta un tur, niște evenimente neașteptate, că v-a îndepărtat, v-au separat, alte persoane, voi știți, sau poate nu știți, veți afla. Dar ia uitați că și voi aveți nevoie de îmbrățișare și voi, asta vine ca mesajul vostru, am nevoie de îmbrățișare. Ce zice? Și voi simțiți multă pasiune. I feel passion for you. Asta vreți voi să le transmiteți. Sunteți deschiși. Dacă. Aici. Dacă ei ar exprima stabilitate. Ați fi deschis să deschideți un nou capitol și să manifestați pasiune, că simțiți pasiune, simțiți nevoia de îmbrățișare, simțiți că ați putea să construiți, repet, ceva echilibrat împreună. Simțiți și voi că se poate, că e o spirală, că puteți să creșteți oricând. Pentru că după moarte vine renașterea, după
încheierea unui capitol se deschide un alt capitol, da? Partea voastră un ultim mesaj. I love your eyes. Probabil că vă plac foarte mult ochilor. Voi știți, vă rog frumos să-mi spuneți dacă vă plac așa de mult ochișorilor. Hai să vedem ce v-ar spune ei. Ce v-ar spune ei. Partea câtă tandrețe și pufoșenie simt aici. Repet, dacă s-ar deschide un capitol, ar fi foarte drăgălaș. Sometimes I only need to talk. Why don't you talk? Ce vor ei să vă spună? Că uneori își doresc foarte mult să stea de vorbă cu voi. Și totuși, din cauza că s-a pus tăcere și relația dintre voi e ca și încheiată, se întreabă. De ce nu vreți să mai vorbiți cu ei? Păi, de ce? Pentru că trebuie să se transforme. Trebuie să vină cu o relație, cu o ofertă, de fapt, să vină cu o ofertă stabilă. Interesant. I need control, power and lead. Asta au fost ei. Și asta trebuie să transforme. Au dorit controlul, au dorit puterea, au dorit să conducă. Regele de foc invers. Da? Este energia negativă a acestui rege de foc. Pasiune, da? Dar dorința de control, de putere și de a conduce. Care, da? Se manifestă tot dintr-un soi de egoism, nouă de cupe. Ce-ar mai vrea să spună? Că vă iubesc. Dar dacă veniți la fel, nu știu sigur dacă vă vor lăsa să intre. Acum vedeți, poate acest mesaj ați vrea voi să-l spuneți, poate. Unul dintre voi trebuie să schimbe ceva. Dar eu cred că amândoi trebuie să schimbați. Nu doar voi, și ei trebuie să schimbe. Să iasă din dorința de control. Cum să vă întoarceți voi la fel? Poate că... rămâne de descoperit ce ar trebui schimbat. Interesant ce mai transmit. Încearcă să depășească niște traume din copilărie. De-aia apare mama și copilul. Bambi. Oh, probabil că și-au pierdut mama sau relația cu mama. Au fost părăsiți? Wow, ce mesaj! Vai! I'm overcoming my childhood trauma. Interesant. Se văd în voi și în părțile voastre bune și în defectele voastre. Iar este o oglindire. Flăcări gemene, suflete perechi. Ce vor să vă mai transmită? Că simt energia voastră peste tot în jurul lor. Ia uite și erau să împice cărțile. I can feel your energy all around. All around. Cam atât. Dragii mei, vă rog frumos să-mi transmiteți dacă v-au plăcut, dacă v-ați regăsit, în ce poziții v-ați regăsit, poate că v-ați regăsit în ambele poziții, dacă sunteți suflete perechi, flăcări gemene, unor vă oglindiți gândurile, ce vrea să spună unul, vrea să spună celălalt, sau începe unul o frază și o continuă celălalt, știți cum este, când există telepatie și corespondență mentală și emoțională. Acum vedeți, dacă ați rezonat cu acest număr, dacă nu, încercați la celelalte. Și dacă v-a plăcut genul acesta de convorbire între voi și cealaltă persoană și simțiți că ați primit niște mesaje consistente și coerente, spuneți-mi și mai fac. Vă doresc deocamdată dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao!